Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună ardei umpluți și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 10-12 ardei grași, 1 kg de carne tocată, 2 cepe tocate mărunt, 700 de grame de roșii pasate, 2 linguri de pastă de tomate, o legătură de pătrunjel, una de mărar, 4 linguri de ulei, puțin cimbru, 2 foi de dafin, 150 de grame de orez, boia, sare și piper. Vom începe această rețetă cu ceapa, pe care trebuie să o călim, așa că voi pune uleiul într-o tigaie. Tigaia este preîncălzită, adaug și ceapa. Un praf de sare și călesc ușor ceapa, amestecând. După 5 minute, ceapa este gata, așa că pot adăuga orezul pe care l-am spălat înainte cu apă rece. Îl amestec și pe el. Adaug și pasta de tomate. O omogenizez bine. Adaug apoi apă. Puțin câte puțin. Și continui să gătesc orezul până ce va fi pe jumătate gata. După aproximativ 10 minute, orezul este pe jumătate gătit, așa că pot închide focul și voi lăsa această compoziție să se răcească. Când amestecul de orez s-a răcit, vom adăuga peste el carnea tocată, pătrunjelul tocat, mărarul, piper, boia și sare, aproximativ o linguriță, și amestecăm totul. Iar amestecul de carne și orez este gata. Urmează acum să umplem ardeii, dar înainte vă voi arăta cum să-i pregătiți, așa că am aici un ardei și un cuțit și voi începe să tai. Tai ușor pe lângă codiță, astfel încât să facem o gaură cât mai mică. Îndepărtăm codița. Tăiem și unde mai este nevoie. Apoi ușor cu degetele scoatem din interior nervurile și semințele. Clătim ardeiul cu apă rece și este gata pentru a fi umplut. Voi umple acum ardeii cu amestecul de carne și orez și mai ajută o linguriță. Las puțin loc pentru a se umfla orezul și continui până voi termina toți ardeii. Am pus ardeii într-o tavă pentru cuptor, dacă vă mai rămâne umplutură, o puteți congela și o puteți folosi altă dată fără probleme. Peste ardei voi pune din roșiile pasate și mă ajut de o lingură pentru a nu stropi. Peste roșii voi pune apă, cât să acoperim ardeii pe 3 sferturi. Mișc puțin tava, apoi adaug foile de dafin. Eu am dafin proaspăt de la mine din grădină, la fel și cimbru, este tot producția mea proprie. Dar puteți folosi și cimbru uscat, la fel și foi de dafin uscate, nu este nicio problemă.
Voi da acum ardei umpluți la cuptor, la 200 de grade, pentru aproximativ o oră și jumătate. După o oră și jumătate, ardei umpluți sunt gata, așa că îi vom lăsa să se răcească și apoi îi vom servi. Așa arată ardeiul umplut făcut la cuptor, este o rețetă foarte ușor de preparat și foarte gustoasă, se servește alături de sosul format în tavă, de smântână și de puțin pătrunjel, se mai poate servi alături de ardei iute și de pâine proaspătă. Așa că nu ne rămâne decât să vă dorim poftă bună și să vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!